Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți în număr tot mai mare. Într-o Românie paralizată de frig și de zăpadă, dosarul și scandalul care înfierbântă România, da, care ne ține la cald, dosarul și scandalul Sebastian Ghiță, nu se oprește. Nu se oprește pentru că în fiecare zi apar elemente și informații noi. Cu siguranță se încearcă din toate părțile însă să fie îngropat acest subiect de presă deocamdată. Noi aici facem subiecte de presă, nu facem altfel de dosare, da, cum cred unii. Așadar, dosarul este, cum să spun eu, ocultat de mare parte din presă. În același timp, guvernul României tace pe acest subiect. Parlamentul României, care trebuia să facă o comisie de anchetă, tace. Ministerul Justiției, prin vocea noului ministru Florin Iordache, tace și el. Iordache s-a spălat pe mâini ca Pilat din Pont, a spus că parchetul general ar trebui să aibă prioritate în acest dosar, pentru că, într-adevăr, parchetul general a început o investigație în rem. Consiliul Superior al Magistraturii, da, forul tutelar al magistraților, tace. S-a constituit un nou CSM, dar de acolo nu există nici o informație, nici o comunicare publică cu privire la scandalul Sebastian Ghiță. Mai departe, o să continuăm așadar în această seară să discutăm despre această telenovelă, da, judiciară, care are, domnule Cristoiu, bună seara. Bună seara. Văd că citiți cu mare interes un rechizitoriu. Vă continuați și dumneavoastră munca de investigație jurnalistică. Ați descoperit niște lucruri interesante. Haideți să începem de la reacția clasei politice. Mă gândesc la Liviu Dragnea, președintele PSD, la președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, cam toată lumea din zona politică de decizie încearcă, da, să pună Batista pe țambal pe povestea asta, sperând ce? Că se va închide scandalul ăsta. Nu are cum să se închidă, pentru că acuzațiile sunt extrem, extrem de grave. Ori Sebastian Ghiță, acest delfin al SRI-ului, aruncă și a inventat povestea, balonul ăsta de săpun, pentru a se proteja de dosarele penale, da, de spolierea de care este acuzat, sute de milioane de euro luate de la stat, oriceea ce spune Sebastian Ghiță este adevărat și atunci tot sistemul nostru de putere, tot statul român, așa cum îl știm noi, are mari probleme de funcționare. Da? Ăsta este un cutremur. Da, ca să facem o paralelă, da, putem spune că este un Watergate românesc. Este devoalarea unui sistem putred de corupție, da, care a acaparat cele mai înalte zone de decizie ale statului. Mă refer la servicii de informații, procuratură, sistem judiciar, clasă politică la vârf, implicată în mușamalizarea de dosare, în executarea unor dosare, implicată în afaceri de corupție, în afaceri politice, da? Execuția adversarilor, spolierea banilor prin contracte publice, da? Toate lucrurile care gravitează în jurul acestui personaj, Sebastian Ghiță, fugit din România. Bun. De ce credeți că lumea tace? De ce credeți că se încearcă mușamalizarea acestei povești? Să începem cu importanța dezvăluirilor. Este aberant din toate punctele de vedere, logic, istoric, să spun că un adevărul spus de cineva n-are credibilitate deoarece acel cineva e. Și dacă e corupt sau e acuzat nu are, de corupție. Din punctul ăsta de vedere nu are importanță. Cred că, nu știu, cu dumneavoastră discutam, dar pocăiții din mafie sunt luați în serios, scot cărți și poate sunt oameni care au asasinat mai rău decât Sebastian. Dosarele mafiei s-au făcut cu cei care au vorbit din interiorul mafiei din interior. Despre practicile mafiei din Italia. Corect. Da? La cazul la manipulare. Cele mai mari dezvăluiri, cele mai mari lovituri date sistemului comunist în timpul războiului, deci au fost de ofițeri ai serviciilor secrete, de exemplu sovietice, care treceau dincolo. Să vă reamintesc că cel mai mare scandal, prima mare dezvăluire în 1949, când Occidentul era, cădea, mai ales opinia publică, în limbă, în fața Uniunii Sovietice, a lui Stalin, totuși câștigaseră războiul împreună, a fost a unui agent sovietic care a trecut acolo, a scris o carte, Am ales libertatea, de mari dezvăluiri. Pentru prima dată, Occidentul a aflat din interior că sunt lagăre, că procesele sunt aranjate. Sigur că cele care ulterior vor fi dezvăluite chiar de Hrușciov. Sartre l-a acuzat că minte.
el a dat în judecată pe Sartre și a câștigat, pentru că avea dreptate. Deci, din punctul acesta de vedere, ajung la importanța istorică, și nu greșesc, ca istoric ce sunt, al dezvoluirii lui Sebastian Ghiță. Mai avem, scuzați-mă, domnule Cristoiu, episodul Pacepa. Mulți au încercat să forțeze oarecum, din punctul meu de vedere este o forțare, dar lucrurile oarecum seamănă. Pacepa, înalt ofițer decident al securității, pleacă și vorbește tot așa din interior despre practicile securității. Ghiță fuge și aflăm tot așa din vocea lui Ghiță practicile Serviciului Român de Informații sau ale decidenților din serie vis-a-vis de politică și de mediul de afaceri. Sigur că, mă rog, comparația acum întotdeauna e bine să facem cu prudență, dar există o asemănare cu Pacepa și anume din faptul că amândoi au fost actori, au făcut. Deci, eu am comparat acesta, de am scris de mai multe ori, deja e un subiect extraordinar, cu dezvăluirile lui Elena Udrea. Și Elena Udrea și Ghiță sunt oameni din interior. La Elena Udrea consider denunțul, jurnalul, alte interviuri. Da? Deci pentru prima dată, prima care a făcut pasul a fost Elena Udrea, care venind din interiorul sistemului, a dat cea mai mare lovitură sistemului pentru că a început să ne spună niște lucruri pe care chiar și eu, nu știu, din 2009 eu am sprijinit statul de drept. Dar de unde dracu să știu eu că de fapt erau aranjamente? Mie mi se părea, o să vedem, și la Voiculescu, și la Vântul. Cazul Vânt o să discutăm, o să vedem. Aveți rechizitoriu acolo. Deosebirea și Sebastian, deosebirea între cei doi în favoarea lui Ghiță este faptul că Elena Udrea nu povestește nimic din ce a făcut. Ea nu mai a auzit, a văzut. Sigur că la Ghiță avem autodenunțuri. Omul se autoincriminează, a făcut asta. Deci din punctul acesta de vedere, și în cel puțin eu consider că nu sunt 5 dezvăluiri câteodată, ci sunt 6, că eu introduc și cel cu plagiatul, cu mișmașul, din 2012. Unde Ghiță a venit tot așa, printr-un autodenunț și dat la parchet și a spus eu am făcut toate aranjamentele. Dar cel mai puternic este dezvăluirea din cazul execuției mafiote ale lui Vântu, că așa se vede, de am și aici rechizitorul, care este un document senzațional, îl citești mai rău, mai bine decât Contele de Monte Cristo, ca fantezie, unde unele semne de întrebare pe care ne le pusesem toți atunci, știți, înregistrarea aia că eu, băiete, am toate dearurile din Moldova, aia fusese considerate, am zis, da, mă rog, zic, bă, o fi și coroborată cu alte fapte. Acum Ghiță vine încă o dată și spune, negru pe alb, că toată acea operațiune în care el s-a dat victimă, era un teatru pus la cale împreună cu Codruța Chiovici. Și ne dă și exemplu de teatru. Ca să producă șantajul, ca să poți să prinzi pe cineva cu șantaj, trebuie să dovedești temerea. Frica, iminentă. Frică, că altfel... Ți-a fost pusă viața. Un șantaj clar, dau un exemplu, e în scrisoarea pierdută. Deci eu am un articol, o scrisoare despre tine, o poză despre tine, un film despre tine, da. Și spun, bă, dacă nu cu tare, eu te dau publicității. Sigur, undeva deja gata, apare temerea, că eu dacă vin și dovedesc că acea scrisoare îți strică căsnicia cuiva sau îl pierde, cade din funcție, șantaj. În cazul lui Ghiță era o poveste. Trebuia ca rechizitorul, și l-am aici de 40 de pagini, să dovedească că Ghiță, acum știm cu toți, ofițer, om serios, s-a temut că îl omoară, Deci, Sorin Ovidiu Vântu i-a zis, dacă nu-mi dai 150.000, așa spune rechizitorul, te omor pe tine, familia ta și te și compromit în presă. Un multimiliardar pentru 150.000 de euro omorat pe Sebastian Ghiță. Uitați-vă la Ghiță și dacă nu ne povestea. Dom'le, nu e vorba de poeta Ana Blandiana. Sau de Veronica Micle, mă rog, hai să luăm. Sau de, nu știu, ce vreți, de o măicuță. Nici măcar de un jurnalist. Știți care este punctul? La momentul respectiv când a apărut scandalul, Sorin Ovidiu Vântu avea o imagine atât de proastă, era atât de atacat, de criticat, avea războiul cu Traian Băsescu, fostul președinte,
încât tuturor toate lucrurile din rechizitoriu mi s-au părut a fi justificate. Evident că vântul, da, care era nomina odioză, era cel mai detestat mogul din presa din România, alături de Dan Voiculescu, era potrivit pentru a fi un șantajist. Nimeni nu și-a pus întrebarea la momentul respectiv. Nu știam pe Ghiță, nu ați mi-a zâmpat. Da, Ghiță părea un om foarte simpatic, un om cum să spun, de afaceri. Un naiv. Un naiv, da. A venit de pe stradă, un naivul Ghiță. Și-a pierdut banii. Care s-a înhăitat cu un ticălos și și-a pierdut banii. Da. Ei bine, vedem după atâta timp că naivul Ghiță nu era deloc naiv. Sigur, din jurnalul Neudra aflăm că Dorin Cocos i-a dus 500 de mii de euro la ordin pentru televiziune. Deci nu erau avea chiar banii lui. Avea conturile blocate, avea și probleme financiare în perioada respectivă. Deci acum telespectatorii de știu cine e Ghiță. Deci noi avem două mari avantaje uriașe, că am reușit să supraviețuim. Unu, îl știm cine e pe Ghiță. Și acum zicem, tot ce când citești acum rechizitorul, te strigi de râs, că știi despre ce e vorba. Și știm și dezvăluirea lui Ghiță, care spune cu subiect și predicat cum a fost învățat. Hai să luăm primul lucru straniu și o să vă spun rapiditatea cu care se rezolvă acest caz. Potrivit rechizitorului, când dați voi, pe data de 3 aprilie, seara, domnul Ghiță trimite la adresa... 2011. Deci suntem 3 aprilie 2011. El trimite seara un e-mail pe adresa sesizarearonmpublic.ro. Am înțeles că asta este o adresă publică, nu-i da, așa? Da. Este duminică seara. A trimis o sesizare, da? Bun. În care spune că numitul Sorin Ovidiu Vântu pe 2-4-2011 i-a adus amenințări ca să poată să-l șantajezi. O să vedeți ce s-a întâmplat pe 2-4. Bun. E un e-mail, nu-i așa? Bun. Ce se... O mică paranteză. Trimite și mii de oameni, zeci de mii de oameni care se uită la noi, da, telespectatori, sau cunoștințe de ale lor, da, să ne scrie pe pagina de Facebook sau pe pagina dosar de politician sau pe b1tv.ro, da, să trimită mesaje, da, câte sesizări au făcut instituțiilor statului, procuraturii și la câte din ele li s-au răspuns, da? Și cum, da, în 24 de ore, da? Repet, în 24 de ore trimiți un mail sau o sesizare și de câte, de care este procentul răspunsului în 24 de ore din partea unei instituții judiciare. Vă rog. Deci, potrivit e-mailului și a domnului rechizitorului, în perioada martie-aprilie 2011, Sorin Ovidiu Vântu și vom vedea și un personaj, Ilie Ion Cezar, înțeles că noastră știți, bodyguard-ul, da, au săvârșit acte legionar de constrângere prin amenințarea părții vătămate GS, acum știm că este Sebastian Ghiță, ca mijloc de intimidare pentru obținerea injustă de beneficii materiale. În concret, constrângerea a fost realizată de către inculpații ăștia doi prin amenințarea cu uciderea părții vătămate a familiei sale, și compromiterea imaginii publice. Și știți de ce? În scopul de a o determina să le remite suma de 150.000 de euro. Deci toate crimele astea pentru 150.000 de euro. Domnule, stați un pic, numai pe el. Deci l-a amenințat cu uciderea lui, a familiei și după ce murea și el, familia și compromitea imaginea publică, da? Da. Pentru 150.000 de euro. Hai să fie, bun, să zicem, așa. După ce se primește e-mail-ul, potrivit rechizitorului, pe 7-4, deci cât? 4 zile mai târziu, da? 3 zile. Se sesizează parchetul. Era duminică, era zi nelucrătoare. Nu, deci, da. 4 zile parchetul se sesizează. Aoleu, avem un caz. Un caz grav, deosebit, da, de grav. Așa. Aici începe și vine o șmecherie. După ce se sesizează, o să vedeți șmecheria. Pe data de 8, este declinată parchetului de pe lângă judecătoria Buftea. Probabil era cine? Era pe acolo Vântu? Domiciliul lui Vântu era la Buftea, în județul Ilfov. În aceea zi, da, în aceea zi, ăia de la Buftea o retrimit pe adresa secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului, general. De ce nu la parchetul tribunalului? Păi stați, nu, dar de ce n-au făcut ei prima dată? O să vedeți de ce. Prin rezoluția în aceea zi, Codruța Chiovișii dispune ca secția de urmărire de procedură, secția de urmărire penală, prin Marius Iacob, șef de secție,
să se ocupe de cauze. Știi de ce? Ca să ajungă la Marius Iacob, ați înțeles? Da. Probabil că era mai greu să o distribuie imediat. Da. Și începe și când pe dată rechizitorul, anchetă se termină, rechizitorul este pe 20 mai gata. Repede s-au mișcat. Păi nu, stați un pic că pe 26 aprilie îl se arestează pe vânt. În 26 aprilie, da, deci practic după 20 de zile, 20... O piesă care s-a folosit foarte mult în această dispută este acea înregistrare. Din înregistrarea în care vântul îi spune, eu am pe dealul... Când eram tânăr, am îngropat pe dealurile Moldovei, foarte mult. Spre surprinderea mea și cred că și a noastră, înregistrarea nu a fost făcută cu mandat, ea a fost făcută cu reportofonul de Sebastian Ghiță, înainte de pe doi. Și a fost considerată probă. Fără să fie, să fie avizată de parchet. Fără să fie avizată de parchet. Acum, marea problemă în această roman, în această novelă, așa științifico-fantastică, este cum demonstrezi că Ghiță a luat în serios. Deci ați înțeles, Meghi. Să fii atent. La șantaj, problema este cum iei tu în serios. Că uitați, vreau să vă spun dumneavoastră, domnul mănăstire, dacă nu îmi spuneți maestre, eu nu vă mai dau premiul Nobel. Vreau să spuneți, Sau nu mai veniți la emisiune, dacă... Da, și dumneavoastră în acel... Da, nu, da. Dar eu trebuie să arăt că v-am produs o temere. Adică v-am produs, fapt, nu. Dumneavoastră m-ați luat în serios. Asta este cea mai mare... Și mecherie la dar nu reiese că Sebastian Ghiță l-a luat în serios pe vântul. Deci când vântul îi spune de dealurile Moldovei, Ghiță continuă dialogul, domnul Cristoiu. Adică Ghiță nu spune, domnule, incredibil, cum puteți să spuneți lucrul ăsta? Mi-a tentat viața. Deci, da, domnul Mănăstire, dar în numele lui Ghiță vorbește rechizitorul, nu el. Ok. Ascultați-mă. Deci, de ce s-ar fi temut Ghiță? Și ajungem la Ilie Ion Cezar, am înțeles că l-ați cunoscut. Nu l-am cunoscut, am auzit domnul Vântul, de legenda lui, domnul Vântul, prorechit legionar. Deci Sebastian Ghiță, când a văzut că l-a întâlnit, vine acest, nu știu, Ilie Ion Cezar. Era bodyguardul lui Vântul, un om care fusese în legiunea franceză, asta era legenda acestui deci personaj. Prezența inculpatului, că și el, Ilie Ion Cezar, începând cu datele 27-3-2011, la locul de muncă al lui Sebastian Ghiță, era un factor suplimentar de presiune. Ca să-l anihileze total. Cum să-l anihileze? Și vă spun și de ce. De citesc. Ce? Ghiță Sebastian știa despre Ilie Ion Cezar, că are un anturaj dubios, că se antrenase în legiunea străină. Așa este. Și sau cel puțin așa pretindea. Și că fostul șef al Serviciului de Informații Externe, nu știu cine era ăla, îl acuzase în intervențiile publice că e persoana pe care Vântul Sorin Ovidiu a fi plătit-o ca să-l asasineze. Fostul șef al SIE? Nu știu, cine poate... Săftoiu, cine poate... Depinde în ce perioadă. Păi, a fost Harnage, în anii anteriori. A fost Fulga. Fulga era prieten cu Vântul, fostul șef al SIE. În anii anteriori, probabil... Deci, domnul, hai să ne... Și legendă, de ce mi spune numele? Păi nu! Dumneavoastră sunteți Sebastian Ghiță. Nu, avem pe Sebastian Ghiță aici, da? A fost aici. El știe... L-a văzut. Da. El știe... Că ăla a vrut să-l asasineze pe șeful, cum, SIE, da? Ce invenție este asta, domnul Pistoiu? Că n-a existat niciodată domnul, o asemenea acuzație serios pentru în, acest, da. În spațiu public. Nu, da. Serios, cum? Păi de nu, eu spun, nu, el trebuia să arate că Ghiță a luat în serios. Da. Dar din ce spune acum Ghiță, el juca un teatru, da? Evident. Bun. Așa, din acest punct de vedere, așa... Deci voia să-i omoare pe toți, așa, după asta, pe 2 aprilie s-au întâlnit, știți, a fost înregistrarea aia de acolo, da? Aia, și acum ajungem, de ce s-a temut Sebastian Ghiță de Sorin Ovidiu Vântul? Știți pe Sorin Ovidiu Vântul, pe Sebastian Ghiță, bun, așa. Sub acest aspect este relevantă afirmația inculpatului și începe să analizeze dialogul ăla. Mai țineți minte că eu, băiatule, cu tare, da. Nu știu ce, îți fac în gură, mai țineți minte, da? Da. Nu trebuie să mai citesc, că ne oprește asta, da? Zice așa, enumerarea sacadată. Vă să citesc? Da, cum să nu? Deci, încă o dată, este o înregistrare, nu, istorie. Atenție, pe 2 aprilie, ăsta se întâlnește cu Ghiță, cu Vântul într-o mașină la Pucheni în parcare și ăsta îl înregistrează. Și Vântul bate câmpii, mă țineți minte. În stilul caracteristic. Poftim?
Vântul este un megaloman, un om care vorbește. Da, i-a zis, care din acest moment teritoriul morții nu este interzis. O prostie din vorbe. Citiți, parcă e un roman de Cehov. Deci folosea și metafore vântul. Deci acest teritoriu al morții nu mai este un teritoriu interzis. Așa, stați așa. Partea vătămată despre această întâlnire, Sebastian Ghiță a declarat, pot să vă spun ce a declarat, ghilimele, da? Mă rog, s-au întâlnit. La această întâlnire, vântul m-a amenințat de mai multe ori cu suprimarea fizică, dacă nu-i dau 150.000 de euro. Da. Mi-a spus textual că vrea să-mi dea lecția supremă. Să mă omoare, că au omorât mulți racheți pe care i-a îngropat în dealurile Moldovei. M-a amenințat că îmi poate da drumul la gaze în casă. Și astfel o să mor împreună cu... Eu nu mai pot. Astfel o să moară împreună cu familia, adică venea... Știți, citind toate lucrurile astea din perspectiva a ceea ce știm după atâția ani, nu pot fi decât lucruri amuzante. Bun. Practic... Bun, și acum, deci, asta i-a zis, da? Hai să vă rog, interpretare. Acum vine... Interpretarea procurorului. Procurorului și zice așa. Enumerarea sacadată, apăsată a experiențelor din viața sa, a faptelor josnice, despre care cu mândrie și autoritate, suntem în proză, da? Spune că nu-i sunt străine a mahalalei care l-a format, în care asasinatele la comandă erau constante ale existenței. Vântul, mă da? La roba în mahalala de la... Așa, de la a fost roba. Făcută cu scopul de a amplifica forța lui, de a lucide. Descrierea lecțiilor pe care și le-a însușit în pușcărie și care l-au călit. A călit pe vânt. A făcut o pușcărie. A vândut savarine. L-au prins. Deci vorbește de vântul pe care a făcut pușcărie la Sing Sing. Unde adică? Nu, așa? Nu a făcut în regimul penitenciar din România. Autoritatea pe care a avut-o asupra rețelelor organizate de hoți. A avut el asta? A zis așa vântul. Pretindea. Bun, vântul zicea... Făceau ca asocierea, atenție, asocierea cu mediul ordonat, civilizat, în care s-a format partea vătămată, adică venai vântul din lumea aia, nu-i așa? De unde venea? Da, din mafie. Din da. Mafie da? Și din coace era Ghiță, de unde era? Din lumea ordonată. Așa e, civilizată. Civilizată, așa, ofițerilor da? Sub acoperire. Așa, exact așa. Iar a venit să amplifice forța inculpatului care și-a încheiat tablou arătând că i-a lichidat și pe cei mai temuți asasini la comandă. Da, e ca într-un film de bolă, domnule. Racheții, a căror autoritate negativă nu mai e nevoie de argumente. Corect, un rachet deci dacă, un rachet. Deci dacă el... Deci toată poliloghia asta lui Vântu a fost îmbrăcată și aici e elementul principal. La un moment dat, Sebastian Ghiță, în ultima dezvăluire... vorbește că ar fi avut un dialog cu doamna Chioveși și spunea, și cu consiliera doamnei Chioveși și spunea, trebuie să vii cu ceva în plus, că toate poveștile astea totuși da, și el și-a încheiat un contract. Nu, și atunci a făcut contractul de pază, o firmă de pază adică sărac, care sărac. Să-l păzească, să spună domnule, n-am mai putut suporta, că am venit o firmă de pază care să-mi protejeze și dădea vântul drumul la gaze. Exact, ca să nu-i dea drumul la gaze. Atenție, deci toate aceste elemente detaliate de inculpatul Sfântul Vintru au accentuat presiunea și temerea părții vătămate. Aoleu, Ghiță a zis, bă, vine ăsta. Toate aceste lucruri, domnule Cristoiu, nu sunt, deci nu citim din Cehov, nu citim din de la trimiterea unui om în pușcărie. Nu citim din Dostoevski, citim din trimiterea producția procurorului. Da, și deci... dintr-un om, pentru asta domnul Sfântul Vintru a fost în arest preventiv. Și apoi a făcut și pușcărie. Păi și a făcut 6 luni pușcărie. Evident, vântul cu toate păcatele lui. Acum, da, dar lăsați-mi nu pentru asta. Acest rechizitoriu demn de tot râsul nu îl absolvă de alte multe lucruri. Da, știți de ce mai... Deci, și atunci Sebastian Ghiță a luat în serios în discuția aia, pe reportofon. Da, dar l-a înregistrat pe reportofon. Evident. Era așa. Și l-a așteptat. Dar la ele s-a mai adăugat un lucru. Referirile la trecutul lui Vântu se coroborau cu informațiile din mass media privind relația cu serviciile de informații, tranzacționarea certificatelor de proprietate sau implicarea în planurile de asasinare a unor persoane. Ați auzit de implicarea lui Vântu în planurile de asasinare a unor persoane? Ei, la genul ăsta de acuzații ar fi trebuit să fie anchetat. N-a fost anchetat niciodată Vântu pentru... Așa, și încă o dată. Așa. Pentru a spori credibilitatea amenințărilor și temerea părții vătămate, inculpatul a afirmat că a procedat în același mod
și în alte situații și-a dispus uciderea zeci de persoane. Deci vântul ar fi comandat uciderea zeci de persoane. Atenție, fără a fi pedepsit întrucât a beneficiat de protecția unui fost director al SRI. Bună, avea o relație de amiciție cu Dragutin Mofte, care cum a murit zeci de persoane, înțelegeți? Adică, cum arată vântul? Știți care e cinismul? Deci Ghiță spune că SRI-ul a trimis ca să-l îngroape pe vântul. Da. Acest dosar, zice Ghiță, a fost făcut în conivență, ca să folosesc specific, cu cei de la SRI, care vreau să rupă gâtul lui vântul. Da. Ceea ce au și reușit. Da. Și ei l-acuzau pe vântul că vântul are relații la SRI și din cauza asta pune presiune și... Are relații la SRI din cauza asta, deși au ucis zeci de persoane, nu i s-a întâmplat nimic. A fost protejat de Serviciul Român de Informații. Da. Vă place? E frumos. Citit totuși după atâția ani, asta spuneam. Domnul, e o proză interesantă. Pe baza acestei proze, un om a făcut 6 luni în pușcărie. Nu mă interesează chestiile. Dar trebuie să recunoașteți că Ghița a fost un actor bun. Da. A fost un actor bun, a interpretat foarte bine. Acum trebuie neapărat o anchetă în legătură cu acest caz. Punem pariu că nu se face nicio anchetă, domnul Cristoiu? Eu prima dată n-am vrut să pun pariu, adică am vrut să pun pariu, acum le pun că am câștigat. Bun. Deci ne-am dat seama după cum a scaldă prețul. Am făcut pauza asta pentru că a fost și amuzant în același timp, dar e povestea lui Sebastian Ghiță, da? Povestea mușamalizării acestei povești. Omul recunoaște, domnule, m-am înțeles, trebuia să-l terminăm pe vântul, vântul nu vrea să pună televiziunea la dispoziția șmecherilor din sistem, am făcut povestea asta, l-am terminat pe Ghiță, am dovezi și a fost pilotat cum să facă. Ok. De ce toată lumea tace? Cei de la CSM, de la Ministerul Justiției, da, inclusiv la parchetul general, poate fi declanșată o investigație și în special la CSM, la Inspecția Judiciară, o investigație pe detaliile acestui dosar. Da? Pentru că dincolo de poveștile lui Ghiță, în dosarul ăsta există date care pot fi verificate, da? Este poveste, dă-ți încă o dată. Avem, o lege a psihologiei. La un moment dat, nu știu, ți-a furat unul portofelul deși era prieten. Și deodată începi să-ți amintești că am mai făcut și asta. Așa și din coace. Acum când citim, și așa în sine te strigi de râs. Dacă îmi citești, zici, păi stai puțin, că de fapt o comedie. Apropo de lucrurile astea, da, domnule Cristoiu, luăm o scurtă pauză comercială. Ne întrebam înainte de emisiune, cum ar fi dacă la televiziunea publică, la oricare televiziune, da, ar veni un individ și ar spune, acum 5 ani de zile am omorât un om, ajutat să omor un om, dar s-a redeschide un asemenea. Iar cadavrul este îngropat acolo, am fost ajutat de X, de Y, am fost protejat de Y, da? Parchetul redeschide dosarul dacă ăla a fost declarat necunoscut cu autor necunoscut sau că a fost declarat în altă este. În cazul ăsta avem o brumă de investigație, dar nu am lămurit povestea cu de ce se tace pe subiectul ăsta. De ce toată lumea bagă capul sub nisip, castruțul? Revenim după o scurtă pauză comercială. Suntem în direct dosar de politician alături de scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu. Discutam despre dedesubturile dosarului Sebastian Ghiță. Mai avem multe documente și informații care să le dezbatem. Am discutat despre rechizitoriul lui Sorin Ovidiu Vântu, da? Discutăm despre fapte, nu discutăm despre impresii, domnule Cristoiu. Este prima bombă, cum să spun eu, probată de Sebastian Ghiță, în care Ghiță vine și se autodenunță și spune că împreună cu capii SRI și ai parchetului general a pus la cale execuția lui Vântu, care era foarte necooperant cu sistemul de forță a statului, nu vrea să pună televiziunea la dispoziția sistemului. Ghiță, da, cu cei de la SRI l-au executat pe Vântul. Ghiță recunoaște lucrurile astea, am citit rechizitoriu, am râs, am văzut după atâta timp, da, citind din retrospectiva lucrurilor pe care le cunoaștem acum și despre Vântul și despre Ghiță, cum s-a făcut treaba asta. CSM-ul nu vrea să verifice lucrurile astea, spuneam, parchetul general a început o investigație în REM. Nu în cazul ăsta, stați. Bun, în cazul declarațiilor lui Da, în cazul, e altceva, nu are nicio legătură cu ăsta. Ok. Deci, încă o dată, parchetul general a ales cea mai proastă dezvăluire. Deci, nu, hai să ne lămurim, nu e vorba de... Asta era cea mai simplă, că aici ai date. Chem pe Codruța Chiobi și pe ăla e adevărat că l-ai instruit cu tare, cu tare. Îl chem și pe Vântu. Domnul, ea spune cu tare, cu tare, bă, pe Ghiță nu-l găsești, dar sunt foarte multe lucruri. Poți să-l chem și pe Marisiaco, bă, stai bă puțin.
ți-a spus măcar să știm. Poate poți că nu să verifici la nivelul inspecției judiciare, se poate verifica traseul acestui dosar. Repet, o sesizare trimisă pe mail. Câți dintre dumneavoastră ați trimis sesizări pe mail parchetelor din considerarea România? Și a doua zi, după două, trei zile, să se deschidă dosar penal și pe repede înainte să se și facă... Și foarte important, considerarea de probă crucială a unei înregistrări pe reportofon fără mandat. Bun, toate lucrurile astea pot fi verificate, dar nu sunt verificate. Apropo, da, ați scris un text despre tăcerea lui Liviu Dragnea și despre faptul că în alți decidenți politici din România și domnul Tăricianu și domnul Dragnea, cam toată clasa politică tace în fața acestor dezvăluiri. De ce tace clasa politică? Pentru că Sebastian Ghiță este un personaj detestabil. Nu de asta. Și nu m-a acuzat de corupție. Nu de asta. Vă reamintesc că în cazul, în scandalul plagiatului, care ați văzut că aici am vorbit aproape ore în șir și am și scris și am studiat, acum mi-era clar că are dreptate. Am și demonstrat Sebastian Ghiță toate momentele alea dubioase, într-un fel confirmată și de decizia asta de 2 lei cu cei 4% unde a plagiat. Gata, mi-era limpede. Pistoiu, dosarul s-a închis. Nu, dacă s-a închis, n-am voie să comentez. Stai să ne lămurim. Deci, în cazul acesta, nu numai în cazul ăsta, clasa politică și mai ales Liviu Dragnea, el este cel care trebuie să facă asta, el, Liviu Dragnea, trebuia, sau Călin Popescu-Tăriceanu, să facă o conferință de presă, să aibă o declarație oficială în care să ceară grupului parlamentar constituirea unei comisii de anchete parlamentare. De ce? Câtă vreme nu intervine niciun factor politic, nu știu, nu numai PMP-ul, că între noi fie vorba, nici PMP-ul nu a avut declarație oficială, domnul. Hai să îmi spuneți un partid care are o declarație. Ce înseamnă declarație oficială? Fac conferință de presă în numele partidului, Mișcarea Populară, al ce vreți, al PSD, al ALDE, cer oficial și se aude, se înregistrează și deja constituirea unei comisii. Așa că la televizor mă gândesc să... Domnul Cristoiu, de 12 ani în România, nimeni nu mai are voie să conteste decizii și dosare în justiție. Că ești criticat și făcut luptător al anticorupției. Dar este cea mai mare prostie. Nu uitați că chiar Ceaușescu în 68 a contestat dosarul Pătrășcan. Sunt zeci de dosare, dosarul crimelor de la Canal. Știți că la Canal, când a văzut că în 52, că nu merge ăsta, Gheorghe Iudej, a condamnat la moarte vreo 2-3 care săraci în avion, erau niște ingineri. Nu și-au fost reabilitați, să ne lămurim. Peste tot în lume, dar Hrușciov, sunt chiar aceleași regimuri, vin și reabilitează. Și de ce este foarte important o declarație? Pentru că, domnul Mănăstire, în România post-decembrie, în ultimilor ani, s-a evit cea mai mare șmecherie care mai este pe planetă. Anume, se spune așa, justiția este independentă, da? Și nu poate fi criticată. Așa, și în același timp, cum se vede aici, și cum am văzut în multe rechistorii și o să vedem și următorul, justiția este folosită în răfuielile politico-mafiote. Și atunci eu trebuie să trag concluzii, noi, clasa politică, nu neapărat să schimbăm pe X sau pe Y, că asta este o prostie. N-am nevoie să schimbe nici pe Coldea, nici pe Codruța Chiovei să vină alții. Care să facă exact... Mă interesează să schimb Măciuca. E foarte important, domnule Cristoi, am discutat, e a treia emisiunea pe săptămâna asta, că aici nu discutăm despre oameni, discutăm despre funcționarea unor instituții ale statului român și despre un mod de lucru. Da? Un mod de lucru care este aproape criminal. Da? Și sistemul ăsta, dacă nu este destructurat în esența lui, în esența lui de funcționare... Dar el poate fi destructurat decât prin legi. Prin legi și proceduri. Prin legi și proceduri, nu, când aud pe asta, deci încă o dată. Bun, și că dacă pleacă Chioveși sau domnul Coldea și vine unul mai rău decât Chioveși, mai rău decât domnul Coldea și o doamnă mai rea decât doamna Chioveși, nu, suntem, și care, nu, suntem în aceeași domnul, poate prost. Să fie a PSD-ului. Stai să ne rămâne, ăștia din opoziție sunt nătânci? Păi mâine, poimine, nici, de ce? Președintele, în pixul lui, el devine comandantul suprem al acestui sistem, da? Toată lumea, la noi e o nebunie, adică când s-a făcut Constituția din 91, cea mai schizofrenică Constituție din istoria României, opoziția a zis, bă, hai să o facem în așa fel încât
Iliescu să n-aibă putere, uitând că va veni Constantinescu. Adică n-a zis, bă, nu, bă, el credea că Iliescu va fi pe viață. Și au făcut această Constituție, ca dracu, în care premierul nu poate să facă ceva până nu semnează în alt. O prostie, da? După asta, acum îi spun așa, domnule, acum președinte Klaus Iohannis, da? Păi dacă noi îi luăm președintelui dreptul de a desemna procurorii, că el, nu-i așa? Aici stat, este miza, da. Păi nu, dacă îi luăm dreptul, nu știu ce se întâmplă. Păi și dacă vine președinte dușmanul deontologic, vine PSD-ul. De unde știu eu că dacă schimbăm pe cei doi, nu vin doi de la PSD și nu folosește partidul de guvernământ această PSD-ul bătă. Să folosească măciuca da, asta și instituția deci și sistemul ăsta. Deci trebuie să înlături da. Măciuca. Și una din concluziile care se trag din, nu numai din cazul ăsta, și din rechizitorile care încep, este următoarea. În primul rând avem o așa zisă instituția denunțătorilor. Eu deja pot să scriu un eseu despre denunțători. Am discutat data trecută. Domnul Mânăstări, suntem amândoi de acord. Nu există denunțător cinstit. Adică, denunțătorul în varianta noastră clasică poate fi de două feluri. Ăla cinstit. Unu ai văzut care, o infracțiune. Unul care l-a apucat patriotism. Cinstea, da. E om de afaceri, e multimiliardar și la un moment dat vede el că ceva e în neregulă, da? Și se duce și denunță că de regulă asta. Sau denunțătorul care se teme. Adică, eu sunt om de afaceri, vine un politician, mă cheamă și spune, bă, cu tare, dacă nu faci cu tare, sau uite, facem, propun o afacere, da? Nu. Vă spun câteva. Deci, în cazul Ghiț avem denunțătorul pilotat. Și cu beneficii, domnul Cristoiu. Da. După ce vântul a intrat la pușcărie, ține, da. Oamenii au pus mâna... Da? Pe proprietatea acestui infam domn Vântu. Da. Vântu cu toate păcatele lui. Nu este sensul emisiunii de a face apologia lui Vântu, nu, da? Nu mă interesează. Dar Ghiță, după ce a fost pilotat de SRI și de oamenii ăștia, a pus mâna pe proprietatea și pe afacerea, o parte de proprietate și de afacere a lui Vântu. Da. Deci a existat și un beneficiu. Corect. N-a fost un denunțător. Știți că am vorbit, da? Am vorbit aici despre cazul Berca. Patriotic. În care denunțătorul, tot așa, dimineața a denunțat și după amiază deja era făcut dosarul, denunțătorul avea beneficii. Deci, la tender, mai țineți minte, el, Bica, ieșea pe 15 ianuarie din 2015, din primul dosar, ieșea din arest preventiv, se terminase, da? Și ca să o mai țină, că începuse să se vorbească ce nu trebuie, Tender s-a urcat în mașină, s-a fugit repede, și a depus denunț. Știți că urma acelui denunț a primit o adresă de la DNA, prin adresa vă rugăm la următorul proces, nu i-a folosit la nimic. Deci avem, în primul rând, denunțătorii de serviciu, da? Deci băieți cărora le dă drumul, despre care se știu, da? Aia sunt ai DNA. Adică denunțător, bă, fii atent, te duci, mai avem nevoie să-l prinde pe Orban, da? Tu cu tare te duci acolo, îl provoci și pui aparatură și l-am înhățat. Deci nu există denunț așa, neutru, da? Un alt denunțător este al SRI-ului. Adică el este... Denunțătorul sistemului. Da, nu, al SRI-ului, nu al DNA-ului. Deci DNA, da. Procurorii și-au făcut și ei o echipă de denunțători, ați înțeles? Dar înainte și SRI-ul avea o echipă. Nu, și acum are, da. Când vrea să facă serie, eu îi spune lui X din colectivul cu tare. Bă, fii atent aici, te duci acum și depui un denunț. În acel moment DNA-ul nu știe. Da. Sau poate îl spun. Dar apare o a treia categorie și anume agentul SRI care se duce la instituția de presă SRI. Adică? Păi dumneavoastră n-ați observat autosesizarea din presă? Dumneavoastră, câte dosare de politician a căutat DNA și a zis m-am sesizat din ce a prezentat domnul Mănăstire? Nu, sincer păi nu. Păi nu, pentru că dumneavoastră n-aveți treabă. Păi înseamnă că nu au efect dezvăluirile mele, domnule Cristian. Nu, înseamnă că nu sunteți în piesă. Nu sunt în piesă. Păi uitați-vă, sunt jurnaliști care, domnule, deci am văzut cazuri, am studiat cazuri în care... Scrie o știre și se face dosar. Nu, X... din colectivul Cutare, s-a dus la Cutare Ziar, care știam că e în divizie, a dat un interviu și a doua zi s-a deschis dosar. Păi nu vă zic că sunt colegii noastre în presă care și dacă zic așa, plouă, imediat se autosesizează. Și alții fac campanii săptămâni și nu îi bagă nimeni în seamă. Deci avem această instituție care este foarte clară. După asta,
Discutam astăzi cu avocata mea și îmi spunea, domnule, eu te compătimesc. Păi de ce? Din rechizitorie să înțeleg că voi sunteți inutili. Sunteți de acord? Vorbesc serios, domnul Mănăstire, deci ce puteți face un avocat la ăsta, da? Noi, noi puteam fi avocat. Și zice, da, așa e. Știi din stat și mi-a spus că i-a ieșit din toate dosarele penale. Păi, domnule, acolo nici nu mă mai văd, că le pierd. Dacă câștigă așa unul din greșeală. Păi, domnule, dosare pilotate. Păi toate sunt pilotate, pentru că la rândul lui judecătorul, nu numai din București, judecătorul din Vrancea, din... Domnule, trăiește și el acolo, nu e așa? Are și el o problemă și a făcut și el o căsuță. Cum poate fi schimbat sistemul ăsta putre din ceea ce poate spuneți dumneavoastră? Poate fi schimbat, dacă pune în cap, vă spuneam în pauză, că eu deja mă confrunt cu un clișeu. Cei care au început să vină și potrivit și îmi dau dosare, spun așa. Încep toți. Domnul Cristoiu, n-am crezut o clipă până nu m-au arestat că aveți dreptate. Păi zic, domnule, mai țineți minte că erați la mănăstire și interveneam și eu ca prostul prin telefon și vorbeam de binom. Și dumneavoastră spuneați, maestru, bate câmp, ba Cristoiu, e tâmpit, nu-i așa, nu spunea așa? Și eu când spuneam, și vă spuneam, domnule, când o să vă aresteze, o să vedeți ce dreptate am eu. Vedeți, păi vedeți dumneavoastră, când păi te arestează și păi de nu, ce te arestează? Păi nu. Trebuie când ca, ai deranjat, trebuie sau ca când? Politicianul să ia apărarea și adversarului lui când se întâmplă. Când se întâmplă un abuz, domnule Cristoiu. Păi da, asta, păi nu, asta era, dacă toți politicienii nu s-ar fi gândit la ei înșa, zic, bă, la o adică, ce să mă pun eu rău cu aia? A, pe atunci, uite, că, uitați că am ajuns la Liviu Dragnea. Poate da. Că Liviu Dragnea, pe sistemul acesta de care spuneți, spune, domnule, am câștigat alegerile, sunt președintele camerei, o să mă lase în pace. Nu o să se lege de mine pentru că am putere, am influență. Nu-l lasă în pace. Instinctul meu îmi spune și aici chiar că pot părea cu noastră, că sistemul s-a strâns și mai tare în jurul Klaus Iohannis, acum, că Klaus Iohannis, nemai având armată politică la dispoziție, va fi în stare de, de folosire, o să vedeți, a sistemului până la nivel de război civil. E în stare de orice, iar ei sunt în stare de orice. Ei sunt și ei la spate, la zis, sunteți de acord? Șeful... Mai ales că a venit Ghiță din interior, omul care a stat la masă cu ei și a început să povestească. Nu am dat un exemplu. Nu m-aș mira să-l aresteze pe drag. Grindeanu are deja denunți. Imediat. De la un denunț până la un dosar? Păi nu, păi imediat când s-a auzit că devine, imediat s-a urcat în mașină și a depus denunț. Bun, deci dumneavoastră spuneți că în momentul de față, instituțiile astea, judiciare, CSM-ul, Ministerul Justiției, Ministerul Public, nu poate să facă ordine în sistemul ăsta de justiție? Politicienii sunt speriați, au și ei probleme. Dar domnul trebuie să ceară, domnul nu, Dragnea, o comisie parlamentară. Ca să facă ce comisia, domnule Cristoiu? Domnul, face tărăboi măcar. Atât? Ne, în momentul care vine comisie, o să vedeți că toți sunt obligați să declare. Ascult, eu știu. Păi când... și dacă mint, dacă domnule, se protejează? Dacă mint, ceva se întâmplă. Pentru că ei acum se bazează pe ăsta. Bă, vine alte veni. A venit gerul. Apropo. Puneți pariu de pariuri pe care întotdeauna am făcut în emisiune, că dosarul ăsta deschis la parchetul general o să fie și ăsta îngropat. O să zic că nu se justifică nimic și așa mai departe. Da? În câteva minute o să avem o intervenție telefonică extrem de importantă cu un important fost ofițer din Serviciul Român de Informații, care exact așa cum citeam noi din rechizitorul lui Vântu, a spus lucrurile astea acum 3-4 ani. Știți ce spunea lumea despre el? Că e nebun. Că omul bate câmpii, că n-are cum să fie adevărat. Și eu spun așa, domnule Cristoiu, nu cred că există în momentul ăsta în România un procuror de bună credință care, în mod corect și cinstit, să se aplece asupra acestor informații și date, prezentate de Ghiță, prezentate de noi aici, prezentate de mass media de-a lungul timpului, sau să ia în considerare oameni care au vorbit, domnule Cristoiu. Știți care este paradoxul? Ghiță, despre care noi știm acum că nu mai este un băiat venit de pe stradă, da, cum era pe vremea în care îl înregistra pe Vântu, acest Ghiță a aruncat bomba în inima sistemului. Dar din sistem, oameni care au mai văzut niște lucruri au mai vorbit, dar nu i-a luat nimeni în seamă. Ghiță, pe lângă faptul că a văzut lucruri, a și făcut lucruri, da? Spre deosebire de alții, da? Alții, repet, și o să avem o intervenție telefonică, au vorbit oarecum despre lucrurile astea. Dar ce s-a întâmplat, domnul Cristoiu? Toate lucrurile spuse de ei au fost mușamalizate.
sau cum spuneți dumneavoastră, teoria știrii care nu există, da? Cei care se uită la noi, există un principiu de comunicare în Statele Unite, dar și un principiu de comunicare general valabil, care spune următorul lucru. Despre ceea ce nu există, nu se vorbește. Cu alte cuvinte, dacă nu se vorbește public despre ceva, acel lucru nu există. Pur și simplu nu există, da? Pentru că trăim în lumea comunicării. O declarație oficială a unui partid politic strânește scandal. Și de ce nu apare? Pentru că să-i dăm de capăt aceste povești. Domnul Mănăstire, toți cred că se pun bine. Toți sunt convinși, băi, eu să nu zic, ei nu știu că le vine rândul. Pe atunci ce? Avem o clasă politică quasi generalizată, lovită de corupție și toată lumea tace de frică că o să fie agățat. Nu vreau să vă jignesc, avem o clasă politică moldovalahă. E ridicit, lasă, pot să știu, trăiesc și eu. Păi din zeci de exemple se dovedește că nu scapă nimeni. Niciodată nu se imaginează că ei nu scapă. Mai țineți minte fostul președinte al României care nu dorește să iasă public pe acest scandal, a avut o intervenție telefonică la noi la emisiune, da, la mijlocul acestei săptămâni. Traian Băsescu, dacă țineți minte, după ce a plecat din funcție, a spus că se liniștește și că vrea să-și crească nepoții. După 2-3 luni, după ce au început să curgă dosarele în cap, și-a dat seama că nu e o variantă foarte bună să tacă. Și a început să vorbească, a apăsat. Din 2015, Traian Băsescu a început să vorbească și să ne spună lucruri din interior, așa, cu țârăita. Pe măsură ce îi mai luau fica, ce îi mai luau ginerele, ce îi mai luau la verificat alte dosare penale, Traian Băsescu a început să vorbească. Asta era ca să întăresc ce spuneți dumneavoastră. Cei care tac nu ajung bine. Să facă ceva mai neliniștitor pentru Traian Băsescu. Deci, în 36, înainte de 36, când au început procesele celebre de la Moscova, teroarea, timp de 2 ani se lucra. La ce se lucra? La dosare. Tac, 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 tac. La ora actuală, eu am fost atent. Toate dosarele, Blaga, Pinalte, toți alea, sunt pe campania electorală Traian Băsescu din 2009, da? Sunteți de acord? Da, așa și cu fica. Deci ele sunt așa vreo 10. Vă dați o imagine așa, sunt acolo, da? Și așteaptă să se unească. O foaie. Așteaptă o foaie care să se unească. Denunțu. Corect. Așa. Deci ele sunt gata. Eu am observat cum se pregătesc, ați înțeles, ați văzut. Colopac se oprește, fica se oprește la el, Pinalte se oprește la el, Udrea se oprește la el, gata, s-a oprit. Nu merge. Dar asta nu înseamnă că nu lipsește. Ce lipsește foaia? O știți bine. Iau gata dosarul și primește unul telefon, nu-i așa cum e? Urcă-te în mașină și spune că în ziua de cutare, te-ai dus în birou și i-ai dat bani. Gata, e denunță, nu-i așa? Și mai ai și niște probe. Este nu. Se lucrează intens. Dar probabil că și... Știți de ce sunt de acord cu teoria dumneavoastră? Pentru că Traian Băsescu a făcut o greșeală. Nu. A făcut-o la noi în emisiune. A recunoscut indirect, și de fapt asta este a doua știre, după dezvăluirile lui Ghiță, ultimele dezvăluiri, au venit dezvăluirile lui Traian Băsescu. Da, n-am apucat să le discutăm vineri, n-am avut emisiune. Da? Traian Băsescu a confirmat, cu râsul caracteristic, a confirmat, de fapt nu a infirmat, mai ca să fim exacti, da? Nu a infirmat, a dat de înțeles că a făcut înregistrări în biroul de președinte al României. Înregistrări cu înalții capi din sistemul de forță ai statului român, da? Și că acele înregistrări pe care le-a făcut nu trebuia să le dea socoteală nimănui pentru că le-a făcut, da? Că nu are treabă nimeni, da? A spus Traian Băsescu că e treaba mea dacă am înregistrat sau nu. Și că nu ar fi fost ilegale acele interceptări și că nu era obligatoriu, nu era obligat să informeze pe cei care înregistra că înregistrează. Corect. Ei, dacă oamenii din sistem au bănuiala spre 100%, da? au convingerea că Traian Băsescu i-a înregistrat, îl vor aresta. Fără doar și poate. Nu înainte de a-l fezanda. Deci una din cum se fezandează? Păi nu, una din tacticile este compromiterea imaginii. Ca la Ghiță, da? Deci încetul cu încetul vedeți... Traian Băsescu este maculat, la imagine este terminat. Păi, o familie anchetată. Mai urmează. Mai e. Adică la un moment dat trebuie să lași impresia... Totuși Ghiță n-a vorbit, că da, vorbește Traian Băsescu cu tare. Deci eu, nu, dar momentul, aici pot să pun pariu, va fi în
momentul în care Klaus Iohannis va da seama că cel mai mare adversar al lui de lider al opoziției Traian Băsescu. Deci este clar că Klaus Iohannis a fost convins sau învățat că el este liderul opoziției, este de acord? Dar lider, nu așa. Păi nu are alte variante, domnul Cristian, decât să fie liderul opoziției. Nu are partid, nu mai are forță electorală, a luat bătaie. Aici vă contrazic, el e președintele României și liderul opoziției. A mai avut unul care se numea Carol al II-lea și când s-a prăbușit țara, nu mai avea cui să adreseze. Da. Mă rog, dar el nu trebuie să fie... Da, mă rog, dar eu spun care se va cu Turcan, Klaus Iohannis, n-are cum să intre în, nu-i așa, în coliziune cu Nicușor Dan, nu, cu Predoiu, nu, numai cu Traian poate să intre, Băsescu. Ei, Traian Băsescu atunci va păți și el, probabil, nu, ce se va întâmpla. Și probabil după ce Traian Băsescu va păți da, ceea ce nu se așteaptă să pățească, probabil că vor apărea și înregistrările despre care toată lumea vorbește, da? Înregistrări, fotografii, chestii mai va concrete, mai, da? Chem, va mai fi un moment de mare cotitură, va fi sentința în cazul Elenei Udrea. Bun. Luăm o scurtă pauză comercială. După publicitate, v-am promis, o să avem o intervenție telefonică despre oameni care au vorbit din interiorul sistemului, despre ce se întâmplă acolo. Numai că noi, mass media, dumneavoastră, opinia publică, noi toți la un loc, clasa politică, instituții, n-au luat sau n-au băgat în seamă semnalele de alarmă trase din interiorul sistemului. Au spus, dom'le, niște nebuni vorbesc. Ei, nebunii ăia, da, care au vorbit despre ce se întâmplă în instituțiile statului român, da, instituție de forță, se pare că nu erau chiar așa de nebuni. Revenim imediat. Suntem în direct, dosar de politician, discutăm despre dosarul Sebastian Ghiță, așa l-am numit, pentru că este într-adevăr un dosar și e un dosar așa, ca să le placă celor de la SRI, un dosar de siguranță națională, pentru că îi privește în primul rând pe cei de la SRI. Și apropo, domnilor de la SRI, nu trebuie să vă fie jenă, da, să recunoașteți că ați dat foarte mulți bani firmelor controlate de Sebastian Ghiță și celor de la STS, celor din sistemul de siguranță al României, da? Și aflăm că tot sistemul nostru de siguranță, da, a fost, cum să spun eu, sursă de bani pentru domnul Sebastian Ghiță, fugar, domnul fugar Sebastian Ghiță, da, acest personaj, da... Mai este o problemă, stați un pic. Da, sistemul nostru de siguranță s-a făcut cu munca oamenilor lui Sebastian Ghiță, da? Deci, firmele lui Sebastian Ghiță au primit toate comenzile de softuri și pentru instituțiile de stat, inclusiv... De forță ale statului și nu numai, da, Ministerul de Interne, Armată... Dintr-un motiv perfect logic, anume, trebuie să dai unui ofițer de-al tău sau unui om de mare încredere cheia softurilor. Pentru că, corect. Păi dacă iei un soft din unei companii din private, compania privată poate să fie accesată, da, de altcineva. Păi problema este că Ghiță a plecat cu softurile. Și a plecat și cu banii, spune. Păi nu cu banii. Așa zice Traian Băsescu, păi a plecat și cu banii. Păi da, dar stați că e și mai grav. Deci omul care a primit toate comenzile, pe ideea că nu defectează, a defectat și a plecat și cu cheile de sistem. Păi da, știu, o întreagă, da, nebunie. Da. Din telefonii se alătură discuției Daniel Florea, fost ofițer SRI, șef al biroului de contrainformații din SRI de la Prahova. Bună seara, domnule Florea! Bună seara și noastră și domnului Cristoiu! Înainte să vă adresăm câteva întrebări interesante, o să citesc o postare de-a dumneavoastră făcută acum câteva zile, la momentul în care Ghiță s-a autodetonat, s-a aruncat în direct, să zicem așa. Ați spus așa că Ghiță spune țări întregi cum copiii lui au crescut alături de Florian Coldea, singurul general care trage la jugul național. Ce mai spune Ghiță, spuneți, domnule Florea? Ghiță ne spune că el mergea cu Coldea în concedii, în casă, de vacanță, în cramă, în vie. Când veți citi denunțul, adică denunțul dumneavoastră, veți înțelege ce am spus la DNA și de ce s-a dorit mazilirea și defăimarea mea, intimidările la care am fost supus în toți acești ani. Am vorbit de Ghiță și de omul lui Coldea din teritoriu, colonelul SRI Marin Constantin. Da? De sluga lui Ghiță, procurorul șef al parchetului Curții de Apel Tudose Liviu, da? A cărui soție era vicepreședinta Curții de Apel Ploiești. Da? Vă confirm, mai spuneți, domnule Florea, ați scris lucrul ăsta, că Ghiță ducea de două ori pe săptămână de la un liceu ploieștean un profesor care să îi mediteze la matematică copiii lui George Maior, fostul șef al SRI. Profesoara era soția unui director de la Budureasca, cramere deținute de Sebastian Ghiță, da? Păi dacă mă puneau să-mi fac munca de contrainformații pentru care
erați plătit. De ce m-au dat afară? Vă întrebați retoric, domnule Florea. Ce lucruri mai știți din epopeea, din interiorul acestei povești? Păi, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă citesc un pic din declarația care am dat-o la DNA. La când ați dat-o? 7, în, dacă vreți să facem un scurt istoric, în 2014, în luna iunie, undeva pe 23-24 iunie, am fost la DNA personal la București și am depus un denunț. De ce am depus acest denunț? Pentru că în activitatea pe care o desfășurasem ca ofițer de contrainformații la județul Prahova... E foarte important, ați mers la DNA, haideți să facem un dialog. Ați mers la DNA așa de pe stradă sau ați mers la cineva dedicat? Știți că sunt... Nu, n-am mers la nimeni dedicat, m-am dus și m-am așezat la coadă, la denunțători. Coadă la denunțători. Deci n-ați trimis mail, n-ați trimis un mail, nu? Sau ca în cazul ăla. Nu am trimis niciun mail și l-am ascultat pe domnul Cristoiu, spune mai devreme, ceva foarte interesant, că SRI-ul are denunțătorii lui. Iar eu pot să confirm că am auzit într-o videoconferință cum domnul Coldea ne cerea să reclutăm denunțători. Ați auzit lucrul ăsta? Dar asta e mai puțin important, căci confirmă doar ce a spus domnul Cristoiu, care are niște surse foarte bune, din ce văd eu. Deci, domnul Florea, mai spuneți o dată, în ședințele operative ale SRI-ului... Nu au fost în ședințe, doar într-una. Într-una. Într-o ședință, șeful operativ al SRI îndemna ofițerii să racoleze ciripitori, denunțători. Frumos. Bun. Continuați domnul povestea. Domnul, stați, domnul frate, fac o observație de specialist, domnului Mânătere. Una e ciripitor, una e denunțător. Denunțător, ciripitor, bun. Păi nu, ciripitorul e ăla care spune. Care dă informații. Denunțător e foarte important că el își pune în joc, totuși, se deplasează. Nu, stați un pic, denunțătorul are următorul rol, dacă îmi permiteți. Denunțătorul este persoana care cunoaște ceva, dar nu este persoană vătămată. Corect. Înțelegeți că dacă ar fi persoană vătămată, ar trebui să facă o plângere. Corect? Da, corect. Bun. Continuați povestea. În cazul meu, de ce am făcut denunțul? Ați mers, a stat la coadă ca un om simplu, la coada denunțătorilor de la DNA. Da, cine v-a preluat? Eram în zi de concediu, de odihnă. M-am dus la DNA fără telefoane, fără nimic. Le-am lăsat acasă, nu știa nimeni. M-am așezat la poartă, am zis că vreau să fac la DNA în București, să precizez. Am zis că vreau să depun un denunț. M-a preluat procurorul de serviciu, era o doamnă, nu s-a prezentat, nu știu numele. Da, domnul, dar stați că deja e poveste, e foarte frumos. Când te duci, că vreau să vă depun și eu un denunț. Când te duci acolo, cu cine vorbești? Păi jandarmul de la, după ce te întreabă de telefoane, te controlează antitero, da, te întreabă ce vrei să faci. Așa. Și eu am spus, vreau să depun un denunț. Ei se miră când zice asta? Nu. Cum să se mire când e coadă? Bun, mai departe, povestiți. Și m-a repartizat unui procuror. Nu m-a repartizat, era procurorul de serviciu. Mi-a zis să iau loc în prima sală, cum intri în stânga, prima la dreapta. M-am așezat acolo și cam era destul de plină. Adică nu eram primul, deși așezasem la ora 9. Mai puțin important, dar dacă vă am văzut... Nu, domnul Floare, foarte important că nu știam, adică era o cameră de nea, ca la poștă. Și de acolo. Bun. Da, dacă știți, pe vremuri, cum era la miliție, te băga în camera de gaz. Bare, zici. Acolo am așteptat o jumătate de oră, trei sferturi de oră, a venit jandarmul și mi-a spus că trebuie să merg la procurorul de serviciu, care era această doamnă. Mi-aduc aminte și acum că, deși era vară, ploua, era destul de răcoare afară, iar doamna respectivă stătea cu geamul închis și era răcoare în cameră. După ce a citit denunțul meu, da, a început să transpire, m-a întrebat dacă ce scriu acolo sunt conștient și dacă, așa cum am scris la început, sunt ofițer SRI. Și am scos legitimația și am arătat-o că sunt subsemnat, în afară de buletin, și ce a... cadru SRI activ. Activ? Ce a făcut procurarea când a văzut lucrul ăsta? A început să transpire, a deschis geamul și a dat un aer condiționat. Domnule, e cald, zice, e cald, s-a încălzit treaba. Și a blestemat ziua. Și vreau să vă spun că acolo denunțul meu are câteva pagini, adică vreo 12, dacă nu mă înșeală memoria, pentru că mie mi le-au luat cei de la DNA între timp și nu mai le știu, trebuie să citesc pe internet. Bun, ce s-a întâmplat apoi? După ce mi-au luat denunțul și l-a citit în amănunt, a spus că e o chestie destul de gravă și dacă pot să susțin ceea ce spun. Și am spus, doamnă, dacă am venit în fața noastră,
înseamnă că am o motivație și m-a întrebat de ce nu fac o plângere penală. O plângere, exact cum am explicat mai devreme, din care să rezulte că eu sunt o persoană vătămată. Și am explicat că nu pot să fac asta având în vedere statutul meu de ofițer, de militar. Iar dacă făceam acest lucru, trebuia să raportez șefilor mei ierarhici. Ok. Bun. Continuați. Am făcut acest denunț. La câteva zile am fost chemat la audiere și aici e interesant, deoarece eu lăsasem numărul meu de telefon să fiu contactat, dar am început să fiu căutat pe la prieteni. Nu am fost căutat direct. Cum așa? Adică a sunat pe o prietenă de-a noastră de familie să întrebe de soția mea ce număr de telefonare o doamnă comisar de la DNA. Mi-am spus că știu despre ce-i vorba să mă sune pe mine să dea numărul de telefon. Repet, dacă vă uitați pe denunțul care este deja public, la sfârșit scrie că pot fi contactat la numărul de telefon care nu mi l-am schimbat nici până astăzi. Ok. A doua întâlnire cu procurorul. De data aceasta, procurorul care era de caz era generalul Lupulescu Nicolae. La acea vreme era adjunct al secției militare al DNA Central. Bun, funcție mare. Deci adjunctul secției militare de la DNA. Da. Și nu mi s-a spus când am fost invitat acolo cine urmează să mă audieze. Și eu mă gândeam că este normal să fiu audiat de un polițist judiciar. Nu a fost așa, ci m-a audiat chiar procurorul militar de care am vorbit. Când l-am văzut că este un tânăr de perspectivă și vrea să facă treabă cu dosarul meu, cu denunțul meu, mi-am dat seama că va fi închis. De altfel, dacă o să citiți declarația care am dat-o în fața dânsului, se vede clar spre ce ducea discuția, nici de cum spre denunț, ci doar de ce am venit la DNA să depun un denunț. A fost înregistrat audio-video toată mărturia mea. Nu am reușit să obțin copie de pe CD. Nu a vrut să-mi dea nimeni, pentru că vreau să-l prezint public ca să se vadă de către întreaga opinie publică modul în care se face o audiere a unui denunțător de bună credință, cum mă consider și în ziua de astăzi că am fost. Iar domnul procuror conducea discuția doar spre faptul că eu am venit să prezint informații clasificate și că nu sunt conștient că pot intra sub incidența divulgării unor informații clasificate. Nici domnul Florea, stați puțin! Domnul Florea, stați puțin! Păi, n-au făcut cei de la DNA dosar pe informații clasificate cu șefii de la DIPI? Pe când i-au anchetat pe șefii de la DIPI, nu aveau emoții că vor ancheta informații clasificate? În cazul dumneavoastră erau foarte speriați de informațiile prezentate dumneavoastră. Păi poate acolo este totuși totul alt interes, că din ce văd eu de 3 ani de zile... E pe bază de interes, da. Numai pe bază de interes, nu se urmărește aflarea adevărului. Bun, iertați-mă, nuanța care spune domnul Floare e următoarea, că ăla l-o să întrebe... Conținutul denunțului întreba de ce l-ai făcut. De ce l-ai făcut? Cum ați văzut permis? Că în cazurile care v-am arătat, o să discutăm de denunță, acolo nu întreabă de ce l-ai făcut. Le-am serios, da, vă rog. Bun, deci, da, deci avut... exact așa s-a întâmplat, repet, dacă vreți eu vă pot citi, dar da. În sfârșit nu e important. Cert este că domnul procuror mă tot întreba dacă am obținut informațiile în timpul muncii mele ca ofițer de informații, ce... fel de informații sunt astea, dacă sunt clasificate, neclasificate și în secunda în care l-am întrebat eu dacă există infracțiuni clasificate și să-mi spună unde le găsim, s-a schimbat un pic la față. Adică și-a dat seama că nu stă de vorbă cu prostul proștilor. Pe lângă chestia asta, domnul procuror mi-a zis că de ce am scris în denunț toate datele acele. Repet, dacă se putea obține o copie după înregistrare audio-video, vedeți că nu mint. Bun. Ce s-a întâmplat cu denunțul dumneavoastră de la DNA? A fost mușamalizat? A fost închis? Nu că a fost mușamalizat. După ce am fost audiat, în aceea zi, 4 iulie 2014, denunțul meu a fost trimis împreună cu audierea spre informare SRI-uri. Frumos! Adică asta a fost cercetarea. Drept urmare, la fix 10 zile, eu am fost trecut în rezervă. Până retragerea certificatului ORNIS, adică accesului la documente clasificate. Dar eu vreau să vă citesc ceva, dacă îmi permiteți, pentru ca să vă arăt cum funcționează sistemul. În anul 2011, eu am spus la pagina 7,
din declarația denunțător. În septembrie 2011, Teodorescu Valentin, imediat după ce a dat demisia, este un fost coleg de la Prahova, a adresat o plângere Direcției Naționale Anticorupție împotriva mea și a colonelului Marin pentru favorizarea infractorului, în speță favorizarea lui Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova, plângere finalizată prin neînceperea urmăririi penale. De ce fac această precizare? Pentru că este foarte importantă din punctul meu de vedere. Dumneavoastră știți cine este prefect la municipiul București? Cine? Acum în prezent? Da, acum în prezent. Cine? Și ce înseamnă să fii prefect în țara asta? De statutul prefectului spune așa, că este reprezentantul guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerilor și așa mai departe. Bun, prefect la municipiul București este domnul colonel magistrat Paul Nicolae Petrovan, care a închis cercetarea despre care vorbeam eu, în cazul denunțului făcut sau plângerii făcute de către Teodorescu, fără să ne audieze pe niciunul din persoanele vizate de denunț. Iar eu știu la vremea aceea că mi s-a spus că să stau liniștit deoarece avem oameni la DNA și se închide tot. Deci SRI-ul împreună cu DNA-ul lucrează foarte bine de foarte mulți ani de zile. Probabil de... avem oameni și închidem înainte tot? Înainte să-l numească domnul Cristoiu, că el este părintele din omuri. Păi stați-mă, iertați-mă, denunțul ăsta s-a, în afară de faptul că v-a dat afară, a mai avut... S-a închis cum? Bun. Deci denunțul meu a fost clasat. Și l-au dat afară. Pe mine m-au dat afară, nu s-a făcut nicio cercetare, nu au fost audiate persoanele care le-am indicat ca martori, nu au fost verificate izvoarele de probă, repet, fiind și jurist de profesie, eu am indicat acolo izvoare de drept. Între care am indicat și un izvor credeu foarte important, cu trimitere la acest domn Tudose Liviu, da, procurorul șef de la parchetul Curții de Apel Ploiești, unde eu am spus că aveam cunoștințe date că era ofițer, fost ofițer acoperit al Serviciului Român de Informații. Eu am arătat legătura care avea cu domnul Sebastian Ghiță, iar în martie anul trecut, domnul Tudose, după ce anterior în luna ianuarie 2016, văzând că la mine acasă s-a executat o perchiziție de către DNA pentru intimidarea mea și să nu mai ies în presă, ci la televizor să vorbesc, a făcut repede o plângere la parchetul general și s-au adresat CSM-ului pentru spălarea imaginii. Cum că infractorul Florea, probabil s-a așteptat să fiu arestat în urma perchiziției, la care nu aveam nicio calitate, deci domnul Tudose a fost spălat de CSM spunând că are o imagine perfectă, iar în luna martie a fost arestat de către DNA, Serviciul Teritorial Ploiești, ținut în arest preventiv câteva luni de zile, pentru că îi punea... Bun, domnul Dar, știu cazul. Bun. Păi el, dacă era de-al lor, am înțeles, de ce l-au arestat? Aici nu înțelegem noi. Și Ghiță era de-al lor. Nu, de ce l-au arestat pe Tudose? Domnul Cristoiu, domnul Mărăstire, dacă doriți și discutăm foarte în detaliu cu când vreți noi să vin în platou. Bun. Și e mai bine decât să discutăm domnul pe telefon, pentru că nu pot nici să vă urmăresc foarte bine. Domnul Florea, cine este de fapt Sebastian Ghiță? Era colaborator al SRI sau era ofițer sub acoperire al SRI-ului? Dacă tot ați deschis subiectul acesta, vă mai fac o dezvăluire că tot se poartă nucleară, că sună bine. După ce am fost chemat la Robert Turcescu în emisiune și a fost făcut public denunțul și cum s-a închis acest caz în 2015, la o lună, două, nu mi-aduc aminte când, eu am citit în ziarul Ziua, dar am înțeles că făcuse la Radu Moraru, la Nașu TV, o dezvăluire cum că Sebastian Ghiță ar fi fost ofițer acoperit și prezentau acolo câteva documente, cred că domnul Cristoiu și-ar ce aminte, pentru că dânsul a susținut că ar fi de când dorea domnul Ghiță să intre în armată și conduceau spre ideea că ar fi ofițerul acoperit. După câteva săptămâni, luni de zile, am fost contactat de rezerviști care erau și sunt probabil apropiați de oameni activi din Serviciul Român de Informații să mă întrebe dacă documentele sunt de la mine. Astfel încât eu sunt ferm convins că percheziția care s-a făcut și viza toată familia, adică în 27 ianuarie 2016, procurorii DNA au cerut percheziție la mine acasă, la cele două imobile, la soții mei, la părinți și la cumnat,
vizau să descopere dacă eu am acasă documente care îl închiminau pe Sebastian Ghiță ca fiind ofițer acoperit. Iar eu acum cred că Ghiță era ofițer acoperit. Nu am avut niciodată tangență cu ofițerii acoperiți și nici nu pot să vă confirm, dar văzând ce penetrare a avut în interiorul seriei, eu cred că nu este încredință o afaceri unuia din afară. Bun. De ce credeți că l-au sacrificat, ca să zic așa? Pentru că Sebastian Ghiță, având relația asta specială cu SRI, da, și-a permis să facă foarte multe lucruri, mai mult sau mai puțin cinstite sau legale. Dar la un moment dat îl vedem fugit, îl vedem plecat și cum torpilează SRI și DNA din interior, ca să zicem așa. Ce s-a întâmplat? Poate din același motiv din care domnul Tender a fugit din țară. Am văzut la dumneavoastră în emisiune pe doamna Alina Bica, dacă nu mă înșel, undeva la sfârșitul noiembrie, începutul decembrie. Bun. După ce a făcut niște dezvăluiri senzaționale în cadrul emisiunii noastre, care, exact cum spunea domnul Cristoiu mai devreme, se pot constitui în autodenunțuri, în emisiunea pe care o moderez la Nașu TV de puțin timp, Secretele Sistemului, împreună cu colonelul Ion Dedu, tot ofițer SRI în rezervă, am arătat că tot ce a spus doamna Alina Bică are o mare importanță și că procurorul militar, pentru că e vorba de o competență a parchetului militar, poate declanșa oricând cercetare din foarte multe motive. În primul rând că doamna Bica nu avea ce să caute în birou la domnul Coldea. Mai nou vine domnul Sebastian Ghiță, care spune că a cunoscut-o pe doamna Chioveși în birou la domnul Coldea. Păi, scuzați-mă, dar conform legii, în biroul domnului Coldea nu poate intra oricine. Și dacă vreți, eu pot să vă explic și din ce... de unde am tras eu concluziile. Legea 182 pe 2002 și hotărârea de guvern 585 pe 2002, care reglementează tot domeniul ăsta privind informațiile clasificate în România, arată că biroului domnului Coldea este clasă de securitate, dacă îmi permiteți imediat, la articolul 98 din hotărârea de guvern, zona de securitate clasa 1, da, care presupune că orice persoană aflată în interiorul acesteia are acces la informații secrete de stat, din nivel strict secret, secret de importanță deosebită și strict secret. Și acolo sunt foarte multe elemente care nu permit oricărei persoane din afara SRI să intre așa, știți, ca la biserică. Înseamnă că aveau avizul ornit SSID și doamna Chioveși și Ghiță. Stați un pic, faceți o confuzie. Faceți o confuzie, pentru că eu am lucrat foarte mult cu acordarea acestor avize. Nu se poate să... SRI-ul de ce nu acordă aviz celor de la Ministerul de Intern? Pentru că SRI-ul se ocupă de bucata pe care legea i-a dat-o în parohie, să spunem așa, da? Ministerul de Interne se ocupă de informațiile clasificate de la, pe care le emite și le gestionează. Așa și Serviciul Român de Informații se ocupă de acele informații pe care le gestionează. Bun. Domnule Florea, doamna Bica, vă rog. O întrebare tot legată de Sebastian Ghiță. Știți unde ar putea fi Sebastian Ghiță? Aveți informații? Proveniți totul din zona Ploieștiului. Deci sunt două variante ce aud pe aici în jurul meu. Unii povestesc că în realitate Ghiță ar fi aici în Prahova și stă ascuns din mediul polițiștilor care îl tot caută pe acasă, fiind hilar din punctul meu de vedere. Iar cea de-a doua informație care este neoficial așa și ce se vorbește în mediu este că a plecat liniștit din țară mascând plecarea imediat după evenimentul de la Comisia de Control SRI cu conducerea Serviciului Român de Informații. Dacă ar fi la Prahova, ascuns undeva, ar fi posibil să aibă calitatea de martor sub acoperire sau să fie folosit într-un joc de ăsta operativ? Că tot e obișnuit să le facă. Deci știți, jocul operativ este un limbaj mai puțin folosit, mai mult așa de cancan. Nu cred că domnul Ghiță poate face parte dintr-un joc operativ la momentul acesta. Chiar am demontat și ceea ce spunea la un moment dat colega noastră, jurnalista Sorina Matei, care trimitea poate tot spre o idee de genul ăsta și nu cred că poate fi ofițer să fie martor acoperit sau martor sub identitate protejată. Dacă ar fi fost așa, nu cred că mai făcea atâtea dezvăluiri
nu ar fi continuat cu serialul acesta, care, bun, din punctul meu de vedere, este un pic subțire, ne venim cu probe concrete. Într-adevăr, prin afirmațiile care le face, dă o greutate. Bun. Știați din activitatea pe care ați avut-o, sau dacă ne puteți spune, de relația aceasta specială dintre Coldea și Ghiță? Și dacă relația asta... Eu cred că din cauza asta am fost dat afară, deoarece am făcut foarte multe rapoarte care le-am înaintat ierarhic pe o perioadă destul de lungă. Nu pot să vă spun în detaliu că băieții de arăbea ar aștepta să mă trimită la Beciu Domnesc. Bun. Care ajungeau la domnul Coldea sau la domnul Maior, că eu îl trimiteam pe cale ierarhică. A, ce munceați dumneavoastră despre Ghiță și despre oamenii lui de la Prahova, ajungeau direct la Coldea și la Maior. Dar dacă există relația asta între Coldea și Ghiță, sau a existat relația asta între Coldea și Ghiță, de ce nu-l protejează Coldea pe Ghiță? De ce nu l-a protejat? De ce l-a lăsat pe mâna DNA? Păi eu cred că s-au certat poate la bani. Poftiți? Așa e o presupunere de-a mea. Cred că s-au certat la bani. Dezvoltați, adică la ce bani? La bani de întreținere? Păi, în general, dacă vă uitați în societate, lumea nu se ceartă decât din orgoliu sau din cauza banilor. Ori domnul Ghiță avea foarte mulți bani, iar banii ăștia nu-i făcea așa că s-a născut inteligent, că a avut, cum să spun eu, un apetit spre partea asta economică. Și după cum rezultă, și dumneavoastră știți probabil la fel de bine ca și mine, din informațiile publice, în primul rând, și ce se vehiculează în mediul internet, domnul Ghiță n-a ajuns de capul lui să facă afaceri cu SRI-ul, cu STS-ul, cu ministere. Repet, după ce am plecat din SRI în anul 2014, am auzit și am mai spus la postul dumneavoastră de televiziune, domnul Ghiță, când era membru în Comisia de Control SRI, împreună cu Comisia, a avut o activitate planificată să meargă la Tulcea. Membrii Comisiei s-au deplasat cu mașinile, acolo au făcut o activitate banală, fără să verifice că nu permite legea ca membrii Comisiei să implice în ceea ce face informativ operativ SRI-ul, iar domnul Ghiță a plecat cu domnul Coldea cu elicopterul și s-au dus direct la pontonul de la Tulcea. Asta a fost controlul. Domnul Cristoia. Da, domnul Florea, spuneți-mi următorul lucru. Vine un director nou, nu-i așa, domnul Helbig, da? În ce măsură structura unui SRI sau ierarhia SRI dă posibilitatea a unui ofițer, nu-i așa, nu? Să ajungă la domnul Helbig și să-l părăsească pe domnul Coldea? Păi vă explic eu din experiența mea proprie. Ia zice. Păi eu după aceea... am fost sancționat. Să vă explic, fac o paranteză scurtă. Deci în 2013 a început o pseudo-cercetare a mea și a unui grup de ofițeri de la Prahova. Nu mai stau să mai deschid subiectul pe ce anume s-a creat această pseudo-cercetare. Ceea ce pot să vă spun este că ordinul care reglementează cercetarea ofițerilor disciplinar este foarte simplu, este reglementat de către un ordin al Ministrului Apărării și se aplică tuturor militarilor. Nouă nu s-a oferit această șansă și s-a făcut o pseudo-cercetare, o comisie de verificare specială care nu există decât în interiorul Serviciului Român de Informații, la un articol dintr-un ordin privind auditul financiar, deci care nu are nicio legătură cu activitatea informativ-operativă. După 3 luni de zile în care am fost trimis odată la poligraf, am trecut testul poligraf, s-a dovedit că nu mint și așa mai departe, mă trezesc la sfârșitul lui februarie 2014, că vine de la București reprezentantul celor de la Resurse Umane și anunță în cadrul unei ședințe cu toate cadrele de conducere de la Prahova că m-au dat jos din funcție și că mă vor muta împreună cu alți 2 ofițeri din Prahova în unități neoperative din București sau pe funcții neoperative din București. Imediat am cerut să ies la raport la comandantul meu. Nu am fost primit. Am făcut în scris să ajung la șeful comandantului meu. Nu m-a primit nimeni. Am cerut să ies la raport la directorul SRI. Era domnul Maier. Până la domnul Maier m-a așteptat să confirmească domnul Coldea. Dar deși domnul Coldea nu răspundea de pilonul de securitate pe care lucram eu, ci direct domnul Maier. Nu m-a primit nici dracu.
Deci nu există nicio șansă. Sunt, pentru că am fost ofițer de contrainformații sau securitate internă și am avut în subordine 5 județe, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Telorman și Giurgiu, pot să vă spun că acest caz ca al meu nu este singular. Mai există sau exista la vremea aceea un ofițer de la Argeș care a încercat să iasă la raport, sesizând niște nereguli interior. Din ce știu și la momentul ăsta nu a ajuns nicăieri, a fost plimbat în diferite unități ca să potolească și omul se află într-un litigiu ca și mine cu SRI-ul. Nu știu dacă a fost trecut în rezervă, că de 3 ani nu mai am informații. Deci nu se poate șanse ajunge. Zero, dacă se întâmplă și dacă afli ceva ilegal sau dacă se întâmplă lucruri de la locul lor în interiorul sistemului a SRI-ului în speță, nu ai cum să... Și dacă te duci și, dezvolui la un post de televiziune, este interzis, cum e? Îți fac dosare și... Nu pot să fac asta. Deci acum eu pot să vorbesc despre denunț pentru că este public. Adică procurorul militar a greșit pentru că nu i-a dat o clasificare, având posibilitatea asta. Am înțeles. Dacă îl clasifica, ziua de astăzi eu nu vorbeam la televizor, numai că dânsul a fost în eroare sau mi-a oferit șansa asta, dar eu mă îndoiesc că mi-a oferit șansa, precizare, nu se gândea că voi merge până în pânzărea. O ultimă precizare pe finalul intervenției dumneavoastră. Vă rog. Credeți că Sebastian Ghiță are probe și dovezi mai clare, mai consistente, nu știu, fotografii cu domnul Coldea, documente, nu știu, transferuri financiare? Înțeleg ce sunt întrebări. Poftim? Deci eu cred, exact cum spunea domnul Cristoiu, că domnul Ghiță, dacă venea și punea tone de documente pe masă, nu se întâmplă absolut nimic, deoarece domnul Coldea are pârghiile necesare să înfrângă orice demers împotriva dânsului. Nu are cine să-l ancheteze. Deci credeți că în România, în momentul de față, nu va fi un procuror dispus să înceapă o anchetă împotriva lui Coldea și a echipei lui? Domnul Mănăstire, vă mai dau răspunsul tot într-o întrebare. Am scris la CNSAS. Domnul Marin Constantin a lucrat până în 89 la S, ceea ce înseamnă compartimentul care desfăcea scrisori, deci era violarea corespondenței. Automat înseamnă că a făcut poliție politică. De 3 ani de zile, CNSAS-ul este controlat probabil dinainte, dar de 3 ani de zile aștept eu răspunsul, să-mi furnizeze decât atâta. A lucrat domnul Marin Constantin la S până în 89, dați-mi spusul din statul de plată, că există. Și mă aburesc de 3 ani de zile, spunând că este o lucrare deosebit de complexă. 3 ani de zile? De 3 ani de zile. Păi era pe statul de plată, ci dacă era ofițer. Dă-le pe statul de plată, da? Și mi se spune că e lucrarea foarte complexă și nu poate să caute. Deci asta este în țara asta, iar domnul, repet încă o dată, domnul Ghiță putea să vină nu cu probe, ce spuneți dumneavoastră, casete, tone de documente, nu cred că se întâmplă nimic, decât politicul. Deci politicul, dacă înțelege, să schimbe legislația, da? Să facă o comisie adevărată de control serii. La Prahova, când a venit domnul Savu și cu alții în control, le-a întrebat pe tinerii ofițeri dacă s-a integrat în muncă și asta a fost o control. Nu există control parlamentar. Este minciună, da? Bun. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc. Eu vă spun că m-am adresat, după ce am fost dat afară din SRI, absolut tuturor instituțiilor din țara asta și răspunsul meu mi-a venit de la SRI. Da, adică bun. Inclusiv președintele Iohannis m-am adresat și mi-a trimis răspunsul la SRI și ei mi-au dat răspuns că dacă mă potoresc, au metode absolut să mă alucinat. Deci orice ai face, totul venea de la SRI, pentru că ajungeau, tot ceea ce reclamați dumneavoastră ajungea inevitabil la SRI, invariabil la SRI, și SRI-ul vă... Iară te-am prins, deci te-am prins încă o dată, te-am prins încă o dată. Bună. Da, și mai, ultima chestie, dacă îmi dați voie să vă mai spun, după care închid și vă mulțumesc. Atâta vreau să mai spun, că după ce mi-a făcut percheziție DNA în 27 ianuarie 2016, fără să am o calitate în dosar, la postul meu de televiziune am venit și am prezentat acest lucru pe un mandat dat ilegal, care este lovit de nulitate, neavând scop, neavând obiect, nu știau ce caută polițiștii judiciari la mine acasă, mi-au zis că ei caută de toate. Mi-au ridicat absolut toate documentele care le aveam și erau sigla SRI, adică inclusiv ce mă judec cu SRI-ul pe contencios administrativ, și de un an de zile eu nu am nimic acasă. Nu mai am nici de la Comisia de Control SRI, nici de la domnul Iohannis nimic.
Domnul Florea, mai în glumă, mai în serios, bucurați-vă că nu ați făcut pușcărie, n-ați înfundat arestul, că dacă vă băga acolo, trecea 6-7 luni și nu vă găsea nimeni, nu vă întreba nimeni de sănătate, da? Mulțumesc pentru intervenție, revenind după o scurtă pauză comercială, să facem o concluzie, pentru că, cine știe, mâine, poimine, mai sare Ghiță din toaletă cu altă înregistrare și începe din nou nebunia. Revenim imediat. Am revenit în direct, dosarul Sebastian Ghiță, da? Dosarul care se dorește a fi mușamalizat, dar o să vedem, domnule Cristoiu, cum evoluează lucrurile. Cert este că vedem un om al sistemului, un om despre care un fost ofițer SRI, chiar aici în direct, l-am avut pe Daniel Forea, vorbește și spune că nu avea cum să nu fie ofițer sub acoperire, da? Sau cel puțin colaborator de prim rang al Serviciului Român de Informații. Acest individ, da, fuge și începe să povestească și ne dă nouă peste cap multe din credințele acestor ultimi 12 ani despre lupta anticorupție, despre lucrurile bune și bunele intenții, da, începute și făcute în România. Da? Că noi am început în 2005-2004 cu asanarea justiției, cu asanarea societății, a început lupta de clasă împotriva corupției și o ținem de 12 ani în povestea asta și vedem că, de fapt, pe anumite spețe, cel puțin importante, cu miză, lucrurile nu au stat chiar în ordine. Da? Dosare măsluite, înregistrări, oameni executați, judecători executați, dosare făcute la comanda sistemului, cu complicitatea sistemului. Da, știți care este problema? Prima uimire a mea în fața, că nu numai, avem și dezvăluirea în cazul Gutău, deci confirmarea, avem avut dezvăluirile în cazul plagiatului și n-a fost singură, ale unor foști ofițeri serii. Problema este că, cel puțin în America, unii presa americană, asemenea dezvăluiri, cum a fost la Sebastian Ghiță, erau nu numai preluate și comentate, dar, repet, a doua zi toată presa era mai bună decât România TV. Deci acolo, în momentul în care se dezvăluie ceva, mai ales de genul ăsta, servicii și ăsta, imediat începe o goană turbată și nu la nivelul lui Washington Post. Nu numai ăia, Los Angeles Times, nu numai, toți sunt înnebuniți pentru că trăiesc din tiraj, atenție, să aducă noi și noi și noi și noi dezvăluiri. Și în felul acesta se creează o presiune a opiniei publice, care, sigur, asupra Congresului, uneori și asupra președintelui, care se pune mișcă. Se ia măsuri să îmbunătățească sistemul și să afle adevărul. Că deși toate emisiunile cu și fără și despre Ghiță fac rating, deși comercial, ca director de site, patron, ce-i fi de radio, de televiziune, trebuie să dai drumul la subiectul ăsta, că e interesant. Cu toate acestea, el nu există pentru foarte multe site-uri. Mă convinge încă o dată că o altă mare problemă alături de justiție este divizia presă a binomului. Mi-e limpede acum. Doi. Sigur că, cum spune dumneavoastră, că vântul era mafiot, că X era așa. Însă, un lucru ne învață istoria, dar se pare că noi nu înțelegem asta. Că îți vine rândul și ție care aplauzi acum. N-ai cum să știi. Toți au impresia și deontologi și jurnaliști că lor nu li se întâmplă. Telespectatorii bănuiesc că mulți vor spune, da, bă, puteți, și care e problema? Cum ar fi, domnule Cristoiu, ca cei care acum îi apără necondiționat pe domnul Coldea și doamna Chioveși, deci oamenii care iau apărarea lui Chioveși și Coldea, să fie arestați de procurorii puși de PSD. Pentru că aici nu discutăm despre oameni, nu discutăm despre oameni, domnule Cristoiu, discutăm despre un sistem ne la locul lui, da, scăpat de sub control, da? Pleacă Chioveși, pleacă domnul Coldea și în locul lui vin puși politic, cum au fost puși politic și acești șefi din sistem, vine și pune PSD-ul, care va conduce România 8 ani de zile, să spunem, Doamne ferește. Și oamenii ei o să înceapă să-i aresteze, puși de PSD, pe unii care vor critica PSD-ul, opinie decât cei de la PSD. Vă dau un exemplu ipotetic. Da? Un colegul nostru, Dan Tapalagu Hodnuț, este un mare luptător de apărător al acestui binom. El, din câte știu, este sponsorizat de MedLife, da? Mă rog, se vede de acolo. Păi vine un procuror PSD și ia MedLife la întrebări, dar de unde dai bani și îl arestează și pe el. Deci noi
încă o dată... Sau pe o, pe o altă, sau pe altă companie, altă, da? Să altă, nu neapărat. Nu am dat un exemplu, nu am dat un exemplu, nu spun că oamenii corect. Oamenii își fac treaba foarte bine la Medlar, să le iau eu apărare. Nu, nu corect. Eu spun că poate să vină unul care să facă un abuz, nu mă referește. Da. Că e posibil... Și încă o dată, să, să știi, descopere evaziune fiscală la site-ului Dantă Pălagă. De ce că în cazul Berca, DNA de la Bacău a fost PSD-ist, nu a fost PD-list. Acționat în numele PSD-ului. Berca acolo era un mare pericol ca, pe, ca șef al PDL-ului ăsta, pe, pe Bacău. Deci stai să ne lămurim. Nu înseamnă că poate că undeva, unde vreți noastră, Teleorman, poate că acolo, că acolo, stați bine. Îmi spuneți mie că Codruța Chioveși controlează, să spunem, și pe aia de acolo. Doi, telespectatorii trebuie să înțeleagă un lucru, că aceste răfuieli la nivel înalt, sistemul propagă și la Panciu și la Focșan, stați un pic. Așa cum a fost nedreptățit vântul, i s-a făcut dosare, se va face și lunea Guriță de la Strungărie. El zice că nu îi se poate întâmpla. N-are de unde să știe. Adică oricând, de oricare din noi, poate să ajungă în fața unui judecător corupt. Domnul Cristoiu, într-adevăr, există o opinie generalizată și a celor care se uită la televizor, da, și a oamenilor de pe stradă. Spun, domnule, foarte bine le face că îi arestează, toți sunt o apă și un pământ. Și mie nu mi se va întâmpla nimic. Și mie nu mi se va întâmpla nimic, pentru că ăștia se ocupă numai de politicieni și arestează numai pe politicieni. Dar spuneți dumneavoastră, pe contaminare, prin contaminare, genul ăsta de abuz continuu făcut ani, ani și așa mai departe, sau posibilitatea de abuz, se poate răsfrânge în tot corpul societății, da, pe sistem piramidal, și să-i se întâmple și unui om simplu, sau unui om obișnuit, sau unui om mediu, sau, da, da, care nu are legătură neapărat cu sistemul de putere din România. Dă un exemplu ipotetic, da? Cei din Bolotei s-au găgeat, dar bă, dacă se uită și nu se întâmplă, ce bă, bate câmpii, ce mi se poate întâmpla mie? Păi în Focșani există un parchet, da? Acolo sunt niște procurori, da? Unul din procurori poate să aibă un tată în Găgeș și are ciudă pe Neagigel de lângă el. Adică ei nu-și dau seama. Da, da, adică se ceartă tatăl procurorului, da, la țară de, da, un metru pătrat, că și, n-a tras gardul, păi, bine. Păi da, și cu acest mijloc, cu acest sistem, e aplicat și lui. Cine crede că scapă, îi se poate întâmpla și lui, pentru că, stați un pic, noi mereu ne referim la DNA și la politicieni. Dar noi avem parchete peste pentru tot, avem judecătorii peste tot. Și omul simplu se confruntă și el cu judecători corupți, cu procurori abuzivi, dar să ne lămurim, ei nu înțeleg, adică lasă, domnule, că... Păi și Sebastian Ghiță, când stătea la masă cu Ponta și, da, cu șmecherii ăștia din sistem, Nu a înțeles că se poate întoarce, nu, și împotriva lui? Nu, el era ca și toți politicienii, credea că nu-i se poate întâmpla nimic. Uite că i s-a întâmplat. Și vor fi și tender. N-ai cum. Deci asta este de-aia apără, că nu înțeleg ce interes ar avea noi amândoi. Știu, eu cel puțin nici măsă, n-am interes, n-am treabă. Tocmai. Eu cel puțin am un blog pe care nu mi-l subvenționează nimeni și o să-mi scot cărțile pe cont propriu, din pensie. Vă dați seama, apropo și ca demers jurnalistic, să facem o emisiune, eu personaj, ce este opinia mea subiectivă, da, deși rolul meu de moderator este să mă extrag din chestiile astea. Două persoane despre care, pe care le detest, personal, la nivel personal, și Ghiță și Vântu, să vorbim totuși despre drepturile lor în societate. Pentru că, de fapt, asta este esența democrației, da? Atunci, și a mass mediei, da? Să ai curajul să poți vorbi și să spui lucruri care se avantajează chiar și oamenii pe care noi simpatizez. Drepturile, da, lor sunt drepturile noastre. Încă și cum spunea Corneliu Coposu, o să mă bat până la sfârșitul, da, vieții mele pentru dreptul tău de a spune ceva împotriva mea, sau de a spune lucruri în care eu nu sunt de acord cu tine, da? Adică să ai și tu dreptul să spui lucruri, să ai dreptul la opinie, chiar dacă eu nu-ți împărtășesc opinia aia, sau chiar dacă te detest, sau chiar dacă nu îmi convine ceea ce faci, da? Da, la care se adaugă încă o dată lupta împotriva corupției, aș folosită în unele cazuri ca pretext de răfoială politică mafiotă, afectează chiar lupta împotriva corupției, pentru că deci acest vot zdrobitor în favoarea PSD-ALDE a avut și semnalul următor. Bă, au trecut 12 ani de luptă, da? 12, da? Ne laudă toți. Spuneți-mi și mie, Nea Gigi de la Sculărice, și care e afacerea? Ce a câștigat omul simplu? Eu nu am câștigat nimic. Adică ce a câștigat el la viața lui cotidiană?
A văzut un spectacol la televizor, i-a văzut pe aia duse în pușcărie și apoi sigur ieșind și având în continuare bani. Deci problema este că pentru omul simplu, după 12 ani, a zis, bine mă, și ce-am câștigat noi? Adică noi, viața noastră simplu, nimic. Pentru că de fapt n-a fost o luptă împotriva corupției pentru a rezolva și problemele, sau a le lua bani, sau a rezolva problemele. A, și a fost o reglare de conturi, da, între niște oameni de la vârful puterii, de la vârful sistemului. După asta la vârf pe ăla, l-a scos pe ăla și până la urmă tot între ei, în sensul ăsta. Cum credeți că se va termina povestea asta, cel puțin pe termen scurt? Deci tăcerea există. Credeți că Ghiță mai poate veni cu ceva sau s-a cam terminat? Nu știu, se spune că mare, părerea mea este că obosește și câtă vreme... Nici acum, la ora asta, domnul, niciun lider de partid, de gen Dragnea, Tăricianu, nu intervin oficial, nu se va întâmpla nimic și știți foarte bine cum e cu scandal. Se termină, vine Gerul, mai vine un scandal, vine 24 ianuarie. La nivelul parchetului general, credeți că procurorul general și oamenii de la parchetul general au puterea suficientă sau putere, au, ca să investigheze toate lucrurile astea? Mai țineți minte? Dar nu plecând de la prezumția că trebuie să... Domnul Mănăstire, deci... Să le verifice măcar. Doamna Codruța Chiobe și potrivit regulilor este adjuncta procurorului general. Ea este adjuncta, da? Ea l-a dat afară pe procurorul general, l-a dat afară pe ăla. Știți că nu eram un admirator, l-am înjurat pe... Tiberiu Nițu, pe da. Nițu, o figură tristă. Da, domnul, dar l-a dat afară pentru că omul se ducea la Ploiești cu ante mergător. Cu ce să se ducă procurorul? Nu l-a dat afară, i-a făcut dosar și pe acela a dat. S-a dus el. Aici este că-și face dobă. Pe care de consecință, doamna Chiovești și cei de la DNA pot să-i facă dosarul domnului Lazar, nu? Poți să-i facă lui Lazar, nu? Și imediat vine divizia presă și o ridică pe Ian Zdrav, iată că i-a făcut. Deci ce poți să faci? Îi face. Îl reține pe la 24 de ore și... Păi și... Domnul Helvig de la SRI, de ce nu, nu știu, cere să se clarifice asta, povestea asta în interiorul SRI-ului, pe zona, da, care... Pentru că v-am mai spus, orice de cea mai bună... Eu am învățat și mecheria asta. Taci! Taci, pentru că orice declarat, de ce nu s-a dus doamna Codruța Chiovei și la CSM? Când ai apărut, se alimentează. Și totul este și zici, bă, ăsta, pe de-o parte, divizia presă aplică aia știrea care nu există, deci nu există, nu ne intre. A, sunt niște lucruri. Ministrul Justiției a anunțat astăzi că doamna Chiovei și domnul procuror general se duc la Ministerul Justiției, dar să discute despre buget. Nu v-ar face nimic, domnul... Păi nu, dar despre buget, asta vreau să spun. Așa cum Dragnea a cerut procurorului general, când a scris și dumneavoastră, Dragnea solicită imperativ procurorului general să rezolve problema șoferilor. Deci țara arde, da? Suntem în plin delir despre afaceri de corupție la nivel înalt și mușamalizări și Dragnea îi cere procurorului general să rezolve situația șoferilor de la aparatul parlamentului. Da, și nici Ordache nu vor face nimic. Nu, tema asta vor încerca să strecoare și ei oamenii în sistem pe acolo. Păi facă și ei, că și lor le place bâta, să știți. Pesediștilor le place, băi. Cum? Deci încearcă să ia și acolo o parte din mândrie. Și probabil că unele bâte vor trece de partea lor. Că nu... Știți cum e sistemul? Știți că... mi-a spus o dată un om mai deștept ca mine, deci a fost posibilă revoluția din decembrie. Pentru că toți șefii au ajuns. Toți șefii au ajuns. Și ajunctul vrea să ajungă și el șef. Da, și zice, bă, la Iohannis nu m-am loc. Nu e așa că e șeful meu, da? Ia să mă duc la Dragnea că... Poți să știi, nu uitați că pe Sârbul nu l-a înhățat DNA-ul, mai țineți minte? L-a înhățat parchetul tribunalului, parchetul de la București. Păi, și deci credeți că din sistemul de justiție vor merge spre PSD și cei de la PSD vor fi bucuroși să aibă și ei bâtele lor ca să le dea în cap celor care îi critică. Domnul, nu? Deci, la o asemenea majoritate zdrobitoare, fără să le spui, se orientează unii. Pe de o parte, din proprie inițiativă. Da. Din pe de o parte ai niște războaie acolo și șefii au ajuns care zice, bă, fac și eu cu ochiul, nu trebuie o înțelege. Judecătorii se vor mai gândi o clipă, că totuși ăștia stau 4 ani. Atenție, știți cum am mai... 4 sau 8, cine știe? 4 ani, în 4 ani știu, acum e frumos, v-am zis eu, opoziția face ham, dar uite că... Păi 4 ani, după asta 4 ani vine ANAF-ul la televiziunea X, la
sponsorul care am zis eu și sponsorul zice, domnul, alo, domnii, domnii ziariști sau judecătoria, fiți dumneavoastră un pic așa mai obiectiv, nu-i așa? Mai obiectiv, trebuie să fie obiectiv. Da, asta e nenorocirea, că ei nu vor nici PSD-ul să schimbe sistemul. Păi interesează să-l folosească, nu asta, Claus, cum îl folosești? Când a venit, l-a luat pe la lui Traian Băsescu și a zis, bă, bine, mi-au dat bâta, ce zic, nebun. Deci războiul va continua. Și între instituții și între oameni politici, între centrele astea de putere, spuneți că va continua. Dar de data aceasta va lua aspectul unui război civil, deoarece va folosi și PSD-ul oameni. Ascultați-vă, tatuși. O să înceapă să se aresteze între ei? Care pe care? Cine pe care? DNA, poate să vină și DNA Teleorman să o aresteze pe unul la București, nu-i așa? Păi dacă se poartă, da. Păi dar Ploieștiu cum e? Crezi acolo unitate și ce poți să spui? A, pe ăsta l-a arestezi... e pe nedrept și ăla e pe drept. Noi luptăm împotriva corupției. Corupția este. Unde credeți că e celebrul fugar, domn fugar Ghiță Sebastian? Nu știu, m-am întrebat. În fiecare zi apar informații. Și că e Republica Moldova la Plahatniuc, la mogulul ăla. L-am întrebat și pe Victor Ciutacu. Fugit prin Iordania. Știi ce m-a pasionat pe mine? Am întrebat pe Victor Ciutacu. Cum de obțin ăștia casetele alea? Și cum vin casetele? Nu știu, n-a vrut să-mi spună. Dar să știți că e chiar o problemă gazetărească, nu-i așa? E poate le deschid dosar penal. De unde au primit casetele? Gazetărește este chiar o problemă pasionantă. Cum dracu, că totuși... Le bagă unul sub ușă. Un CD. Dimineața. Nu? Nu, știți? Nu. Înseamnă că Ghiță are la România niște oameni de mare încredere. Pentru că eu dacă aș fi Ghiță și aș pleca în Turcia și las niște bombe lui X, de unde știu eu că X nu sunt cu ele la SRI? Sunteți de acord? Sau nu? S-a arestat, cine știe? Nu, și am dat un exemplu că asta e cel mai interesant. Dar bănuiesc că nu o să se interese. Parchetul se poate interesa pentru că sunt complicități cu un fugar. Parchetul înregistrează și emisiunile, l-am avut, da. Vor copia toate emisiunile din dezbaterea asta. Să sperăm că vor fi bine intenționați în sensul de a verifica anumite lucruri, nu de a îngropa anumite lucruri, așa cum avem suspiciuni rezonabile, ca să zic așa, că se întâmplă. Pentru că nu văd, cel puțin la nivelul instituțiilor, interes pe lucrurile astea, da? Nu, depinde foarte mult de Iohannis, adică dacă el ar da un semn, dar el acum fiind... Rămânând numai cu bâta, n-aveți nicio grijă, că n-are de gând. N-are armată, dar are o bâtă foarte mare. Și bâta te poate ajuta ca să ieși din situații complicate. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că ne-ați urmărit. Urmăriți cazul ăsta, citiți toate opiniile. Noi nu vă cerem să credeți un lucru sau altul. Noi nu încercăm să vă convingem de un adevăr sau altul sau să vă spunem ce este corect și ce nu este corect la dosar de politician. Da? De seară ne revedem. De mâine seara ne revedem de la 8:30, ca de obicei, se întoarce Radu Banciu. O seară bună, numai bine, la revedere!